Sunt sărbători religioase la care populația se întâlnește des cu reprezentanții bisericii. Am avut și eu ocazia în mica asta vacanță de iarnă să vizitez niște biserici și mănăstiri în interes de serviciu. În interes de serviciu, ca să-mi confirm niște teze. Că, de fapt, unii, nu toți, dintre lucrătorii bisericilor și ai mănăstirilor, sunt niște ipocriți. Ei zic că luptă și se zbat pentru curățenie sufletească, pentru purificare spirituală, dar, de fapt, adună bani pentru interese mercantile să duc o viață bună acum pe pământ, nu în viața de apoi. Aici trebuie să menționăm telespectatorilor că ieri seara când l-am întrebat pe Oleg, Oleg, crezi cumva în Dumnezeu? Abia de a deschis gura în încercare de a spune că nu. Au abuhnit toate 5 prize de lângă mâna lui Oleg. Așa. E o coincidență. Ai grijă, după ce am filmat, ai văzut? Și un ateu printre voi a putut să se filmeze în noaptea. Da, dar mi-ai dus ghinion. N-am avut audiență. Strică planurile. Eu vă propun să vedem acest material de investigație, să aflăm de ce Oleg Brega încearcă să ne bage pe noi în această poveste, având în vedere că el deja și-a primit blestemul din partea bisericii. Hai să urmărim. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cum se împacă cele prescrise în Biblie, Cartea de căpătâie a creștinilor, cu luxul și taxele din bisericile noastre? Veniturile bisericii nu sunt afectate nici măcar pe timp de criză. Banii vin cu regularitate din donații, vânzări și taxe benevol obligatorii. Eu ți-am spus că nu-i tata la noi, cât poți tu să dai. Tu poți spui, ia că au venit oamenii și așa, eu numai 200 pot să dau, ori 300, cât acolo. 200, dacă dai posibilitate, pentru că ia că ai posibilitate să doi. Apoi, a 200 îi se dai, eu nu zic nimic, dar eu te întreb ca pe un om ca să știu și eu problemele mele, și eu am probleme. Parțial, banii sunt folosiți pentru întreținerea bisericilor. Termopane, cupole aurite, pictură murală de 100 de euro metru pătrat. Ce se întâmplă cu restul banilor rămâne un mister. Și dacă alte păcate sunt mai greu de demonstrat, mașinile pe care le conduc preoții ne spun multe despre modul lor de viață. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Damn right. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up. Brica. To get a pimped out ride. Damn right. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up. Mă rog să oprezi deocamdată. De ce? Nu-ți permiți, mă. Damn right. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Faceți voi concluzia. Respectă preoții ceea ce chiar ei predică la slujbe sau preferă să trăiască raiul pe pământ pentru orice eventualitate? Observați că de acest așa numit plecat suferă nu doar preoții de la Mitropolia de stat, să zic așa, a Moldovei, ci și de la Mitropolia Basarabiei și anumiți preoți adventiști și din tot felul de religii din astea orientale. Deci mă tem că statul a trebuit să se preocupe mai mult de inventarierea verilor acestor biserici. E un fel de caracatiță mai complicată decât mafia lui Plahotniuc. Într-o discuție privată cu o față bisericească, eu am primit la asemenea întrebări, am primit un astfel de răspuns. Nu fă ceea ce fac preoții în cazul în care greșesc, dar fă ceea ce spun ei.
ori marele vedete TV, marii politicieni care vorbesc de pe micile ecrane, toți sunt oameni bogați, dar vezi că promovează lucruri foarte și foarte bune la primul auz. Știi, Serghei, există așa o expresie, practice what you preach, sau practică ceea ce predici. Nu poți să fii un predicător de lucruri frumoase și corecte în momentul în care nici măcar tu nu ești chiar un sfânt. Orice am văzut eu, dragii mei, este că există branduri de mașini deosebit de populare printre capii bisericilor noastre. Dintre cele mai scumpe. Asta ce înseamnă? Că oamenii care vând aceste mașini au reduceri la bojica. Știți mai multe vreme, pentru că dai așa din cap. Eu dau din cap a disperare, pentru că după clasa nouă părinții mei au vrut să mă trimită la seminarul teologic și am refuzat. Și-ți pare rău acum că ai pierdut așa oportunitate. Evident. Și da, în primul rând eu cred că reprezentanții BMW Moldova ar trebui să facă face control la cumpărarea unei mașini în saloanele lor, pentru că 90% din proprietarii de BMW din Republica asta fac de rușine brandul Bayerische Motorenwerke. Adică chiar vă rog să faceți un face control, inclusiv și la copii să se deplaseze pe jos. Deși eu îi înțeleg de minune, că niciodată nu știi, a vdru gătă всю несуществует, te înțelegi, tu vorbești, dar vdru asta nu există. Dar cine a spus că preoții trebuie să ducă o viață de psihastru, da, și trebuie să fie neapărat sărăntoci și să îmble în opinge, da? Un om care este bogat și are de toate și are chiar mai mult decât de toate, poate el oare să știe exact cum să se adreseze oamenilor care vin la biserică cu necazuri, cu griji, cu probleme, cu boli, cu pierderi și să le vorbească de acolo, de la înălțimea BMW-ului său și să-i spună: hai, o spovedanie, te rog, repijorul în 200 de lei. Eu lucrul lor din mașină ar ține slujba să nu stau în picioare. Așa, cu ferestruica între deschisă. Unde sunt de acord cu voi, este o simplă observație. Cu cât sunt mai grele timpurile și cât mai săraci sunt oamenii prin prejur, cu atât mai tentați sunt să ducă un bănuț pe care îl au la biserică. Din păcate, îmbogățind fețele bisericești. Eu pot doar vă spun că am asistat la o ceremonie religioasă în Marea Britanie, unde absolut fiecare activitate din cadrul bisericii este oficial impozitată. Deci tu propui ca băbuța de acolo, de la biserică, care vinde lumânări, să umble din urma ta cu aparatul de casă. Zici: părinte, fă-mi, rog, o slujbă de sufletul unui răposat. Asta e 42 de lei și îți primești ce cum schimb? Ce propui tu? Eu propun ca băbuța să-și aibă un loc în biserică unde să aibă un aparat de casă. Și unde vin eu și fac comandă de ceremonie în cazul în care am nevoie. Sau de lumânări. Păi nu vă contraziceți în cazul dat. Ați spus că nu trebuie să existe taxă, dar să lucrați așa pe gratis. Cine lucrează pe gratis în țara asta? Dar cine a zis că trebuie să lucrezi pe gratis? Și dacă în transfer, zici. De ce? Oare nu? Până la urmă e și asta o afacere. Foarte bine. În bon de casă scrie cum, exorcism, de exemplu, 13... Scoatere draci. Scoatere draci. 24 de bucăți. Da, crede-mă că la o ecoană de 3500 de lei ar trebui bon de casă. E totuși o tranzacție importantă. Da.